Președintele francez Emmanuel Macron a ajuns astăzi în România pentru o oră și jumătate. Nu a fost o vizită oficială. Avionul său a făcut o escală tehnică pe aeroportul Henri în drumul din China către Franța. Pauza a permis alimentarea avionului prezidențial un Airbus A330, iar pentru asta a fost ales teritoriul unui stat partener NATO. Emmanuel Macron a ajuns în România cu trei aeronave, una pentru el și consilierii săi, iar două numai pentru staff s-a întors după o vizită de trei zile în Beijing, unde a discutat cu omologul său Xi Jinping. România era primul stat NATO în drumul său înapoi spre Franța, în care putea opri în siguranță pentru o pauză de o oră și jumătate. Avionul prezidențial francez a aterizat pe aeroportul din Otopeni imediat după ora 8 dimineața. În România, președintele Emmanuel Macron a făcut o escală tehnică, adică o scurtă pauză în care avionul, un Airbus A330, a fost alimentat. La salonul oficial al aeroportului, ministrul român de externe Bogdan Aurescu a primit-o pe Caterine Colona, șefa Ministerului Afacerilor Externe și Europene din Franța. Potrivit unui comunicat, cei doi au discutat despre poziționarea Chinei față de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Bogdan Aurescu a transmis cât este de important ca Beijingul să nu livreze armament și muniție Rusiei. De asemenea, oficialii au vorbit și despre măsurile ce ar putea fi luate pentru susținerea Republicii Moldova, statul cel mai afectat după Ucraina de efectele agresiunii ruse.